Salutare, oameni buni, din studioul din București al Coruna TV. Sunt Boris Nicolov și vă invit la Discuția Zilei, o emisiune în care încercăm să vă prezentăm lumea altfel decât o vedeți în altă parte. Azi vom face un radar politic legat de situația politică din România, sondaje și vizite inutile. Ca de obicei, avem pe expertul nostru în domeniu, în domeniul politicii, Raluca Boboc, analist politic, fost consilier prezidențial. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Raluca, în scopul neobișnuit, lunar, bagă câte un sondaj cu referințe, adică pare profesionist făcut. Acum s-a suprapus peste sondajul și al Curs, care dă rezultate oarecum similare, să zic așa. Deci, ce este semnificativ pentru mine și acum o lună ziceam lucrul acesta, a crescut procentajul oamenilor care doresc să vină la vot. Mă refer la parlamentare. Ceea ce este un lucru bun. Ceea ce e un lucru bun. 65,2 față de 64 luna trecută. Bun. E, uite, și aici n-am mai făcut o comparație la ce cifre sunt la partide cu luna trecută comparația, ci cu anul trecut. Anul trecut, în decembrie, tot în scopul, credita PSD-ul cu 34,9. Anul ăsta 30,2. Față de 29,8 luna trecută. Da, mă bucur că cei de la Inscop și-au reluat acest obicei de a face sondaje lunar. L-am mai avut undeva prin 2014-2015, dacă mi-amintesc eu bine, pentru că poți să urmărești toți cei interesați de viața politică, de dinamica de pe scena politică, poți să urmărească prin aceste sondaje care este efectul acțiunilor partidelor, mesajelor pe care ele partidele le transmit în spațiu public. Și din acest punct de vedere, demersul celor de la Inscop este unul foarte lăudabil. Eu îl apreciez foarte, foarte mult. Într-adevăr, este diferență mare între scorul PSD-ului, de exemplu, de anul trecut, când era la guvernare, dar era în opoziție, în interiorul guvernului, față de perioada aceasta când are premierul. Au scăzut 4%, după cum spuneți, 4, nu? Da. Ceea ce este semnificativ. Și este normal, pentru că deja fiind vioara întâi a guvernării, toate măsurile, toate nemulțumirile se vor îndrepta acum către Partidul Social Democrat, cu atât mai mult cu cât liberalii au cam stat ascunși, încă nu s-au definit. Și joc de gâtul, lasă-i să se pauteze singuri. să-și rupă gâtul. Încă și pe lângă această strategie, cred că în interiorul PNL încă nu s-au liniștit apele acolo. Ar candida prin ei înși și parcă ar candida și pe liste comune. Acum au lansat teoria comasării alegerilor, că vezi, doamne, sunt prea multe alegeri și e obositor. O fi pentru domnul Ciucă, că având niște kilograme în plus, într-adevăr e obositor să mergi prin toată țara, să pup toate babele, cum a spus și domnul Radu Berceanu, pe care l-am văzut de curând la televizor, ieșit așa la rampă, proaspăt, după foarte mulți ani, foarte fresh, foarte arătând foarte fresh, foarte bine pentru vârsta lui chiar, care i-a transmis domnului Ciucă că ar fi bine să se retragă de la conducerea partidului, pentru că săracul nu știe nici cine e primar la Plenița, acolo de unde este dânsul. Deci liberalii încă nu știu ce vor ei, ca astfel încât să capitalizeze mai mult din acest rol de partid de opoziție din interiorul guvernării. Adică să joace rolul pe care l-a jucat PSD-ul la Belia. Dar Ciucă nu este convingător. Asta este. Bine, el are și experiența lui sau calitatea lui de militar. Atâția ani a fost militar. Are și o mare doză de bun simț care îl împiedică să fie foarte combativ. Că e inconfortabil în funcția asta, ai subliniat-o și într-adevăr așa este. Da, mă rog, nu știu de ce face domnul Ciucă cu bunul simț, pentru că pe câmpul de luptă cu bunul simț cam pierzi bătălia. E adică vorba de camaraderie, de anumite elemente, da. Da, uite, totuși liberalii față de 20,8 în decembrie anul trecut, acum au 20,1.
Scăderea nu a fost prea mare și au mai revenit. Căzuse la un moment dat luna trecută, parcă erau un pic sub 20. S-ar putea ca acest echilibru cumva cifrele lor să fie generată de faptul că USR-ul pierde el și e posibil ca cei nemulțumiți de USR să se ducă către liberali. Nu știu sigur, dar e uite, posibil. La USR 11,2 anul trecut, 11,9 acum. Este scandalul Asconii nu prea i-a doborât. Nu prea i-a doborât, da. Da. Dar în schimb, hai să zic, aurul, bă, de la 16,1, 19,5, deci e cam umăr la umăr cu PNL-ul aurul la momentul actual. Și unii spun că ar fi peste, totuși. Da, există voci convingătoare, voci autorizate din spațiul media și spațiul politic care spun că ar fi un pic peste PNL. Da. Mă rog, și ei susțin lucrul acesta, da, că sunt peste, dar PNL. Într-adevăr, nemulțumirile populare cresc și se vor îndrepta către cei, da, către cei de la aur foarte, foarte mult și în contextul alegerilor europarlamentare de anul viitor, toți cei care sunt nemulțumiți de Uniunea Europeană, de toți euroscepticii, și am văzut că sunt vreo 25%, dar tot dintr-un sondaj realizat de cei de la Inscop, 25,7% care și-ar dori ca România să iasă din Uniunea Europeană, cred că se vor îndrepta toți către cei de la aur. Și a mai fost publicat un eurobarometru tocmai acest subliniază tocmai acest lucru, că a crescut interesul alegătorilor români pentru alegerile pentru Parlamentul European, unde în anii trecuți știm foarte bine că aveam o prezență foarte, foarte mică. Chiar am discutat noi acum vreo două ediții, dacă nu mă înșel, despre lucrul acesta. Ei bine, acum interesul românilor pentru alegerile europarlamentare au crescut foarte mult și cred că au crescut tocmai în acest context al unui aflux de votanți către aur, fiind în mare parte eurosceptici. Da, aur și, hai să spunem, și doamna Șoșoacă, da, partidul ei este, conform Inscopului, ar obține 5,2. Da, cursul îi dă ceva mai puțin. Da, teoretic ar intra în Parlamentul, da, în Parlamentul României. Cred că este și o strategie de a crește acest partid, tocmai pentru a igieniza cumva imaginea celor de la aur. Bravo, așa, asta e și părerea mea, da, pe bune, da. Da, cu cât crește mai mult Diana Șoșoacă în sondaje și partidul SOS, e un nume așa predestinat, cu atât aurul devine deja un partid mai frecventabil. Mai frecventabil și în ochii alegătorilor. De răul mai mic, da, uite că se poate și mai rău decât aur, uite că pot exista mesaje și mai agresive decât cele promovate de cei de la aur. Deci cred că în privința dânsei este o strategie bine pusă la punct pentru a crește acest partid. Spuneam noi bine la un moment dat, cam doi lideri și George Simion și Șoșoacă sunt oameni care știu foarte bine ce fac și fac conștient lucrul acesta. Știu să folosească foarte bine rețelele de socializare, spre deosebire de liderii celorlalte partide clasice, ca să le spunem așa. Adică ei cumva i-au depășit și pe cei de la USR, unde te așteptai să fie foarte activ pe rețelele de socializare, să știe să le folosească. Se pare că cei de la USR au eșuat în acest demers. În schimb, atât Diana Șoșoacă cât și George Simion au un impact foarte mare pe rețelele de socializare, știu să le utilizeze, știu să ce să posteze, când să posteze, știu să interacționeze cu cei care intră acolo să comenteze sau să vizualizeze filmulețele pe care ele postează și într-adevăr au un impact foarte mare, având în vedere faptul și că, adică nu vreau să pun o etichetă pentru cei asupra celor care folosesc rețelele de socializare, dar în mare parte sunt
Sunt și oameni cu studii medii care își au foarte mult informația, ca să spun așa, din rețelele de socializare, nu din SRL. Dar și numai care nu citesc media clasică, site-urile de știri. Și nu verifică informația servită. Și care nu verifică, da, corect, nu verifică informația, sunt foarte ușor de influențat, de manipulat. Mesajele AUR și ale Dianei Șoșoacă sunt exact ce trebuie pentru acest grup. Am un prieten foarte bun, un băiat destul de isteță de fel, nu? Și a promovat niște informații, niște feinuțuri și i-am zis, băi, mă rog, Lipoveanul meu, Vitea, băi, Vitea, vezi că e o prostie asta, uite, ia verifică, de unde n-ai mai luat-o? Păi am găsit-o pe net. Da, dacă ai găsit-o ca bătrânii noi și spuneam, a zis la televizor. Da, pe vremuri a zis la televizor, acum scrie pe net și nimeni nu mai verifică dacă informația respectivă este reală sau nu. Astfel că ei acolo pot să spună absolut orice. Internetul nu este, rețelele de socializare nu sunt reglementate, nu există. Da, partea de fake news are încă de. Pe limbaj, promovarea discriminării, rasismului, acolo dar unde merge. Dar pe fake news nu este niciun filtru care să te sancționeze în momentul în care tu ai distribuit sau ai promovat o informație falsă. Ok. La UDMR, eu zic UDMR-ul, domnilor, dragi prieteni, nu luați ceea ce se spune despre UDMR că nu trece pragul electoral. De ce? Pentru că există o prevedere, un articol în legea electorală în care, băgat cândva bine, că orice partid care are 20% în 4 circumscripții electorale, intră în Parlament cu numărul aferent. Deci Harghita, Covasna, Mureș, Cluj au 40%. Mai vorbesc Satul Mare, Bihor, deci UDMR-ul trebuie să... Ei vor fi permanent în Parlament datorită acestei prevederi de discriminare pozitivă. Pe lângă această prevedere din lege pe care ați citat-o, eu aș mai spune că mai există și o cutumă în Constituția României care spune că organizăm alegeri odată la 4 ani ca să vedem cu cine guvernează UDMR-ul. Da, e o butadă, e o cutumă. Da. Nu scrie în Constituție, dar e o cutumă. O glumă. Deci, concluzionând așa, PSD se menține în jur de 30-31%, cam asta așa. PNL-ul 20, AUR-ul în coasta lor, tot cam cu vreo 20. Și USR-ul 11-12. Sondajele acestea făcute, cred că este făcut undeva la sfârșitul lui noiembrie. Da. Sunt și puțin subiective, pentru că știm foarte bine că de la începutul lui noiembrie deja au început să apară în magazine decorațiunile de Crăciun, produsele de Crăciun, deja lumea se gândește la sărbători și cumva... aceste sondaje făcute în perioadele acestea de relaxare sunt ceva mai generoase, ca să folosesc așa un termen mai drăguț. Să vedem ce va fi din martie încolo, după ce trecem de iarnă. Exact, da. După ce facturile, încă n-au venit facturile la căldură umflate, o să le primim în ianuarie primele facturi, plus toate celelalte scumpiri. Pentru populație se menține limitarea prețului la energie electrică, nu știu, la gaze. Da, și am văzut că cei de la PSD au decis să mențină și tichetele acelea de alimente care se acordă persoanelor vulnerabile. Plus tichetele de energie vor să le prelungească și pentru anul viitor. Să vedem cum vor ieși cu bugetul. Am înțeles că deja sunt pe fază finală, dar ce fel va arăta, Dumnezeu știe. Dacă ăla de anul trecut a fost cum a fost. Da, și să vedem cât teoretic ar trebui să fie gata până la finalul anului. Au mai fost bugete adoptate și prin martie, da? Să vedem acum guvernul Ciolacu cât de eficient va fi, pentru că domnul Ciolacu a spus că vrea să rupă tipare, vrea să... Știi ce am observat? Măi, el chiar se înțelege bine cu Boroș. Chiar discută. După ce au fost o serie de mici dispute, contradicții în declarațiile lor, de la o vreme parcă sunt unul lângă altul. Dacă există această comunicare foarte bună, să sperăm că e spre binele României. E spre binele României, să sperăm că se va reflecta și în legea bugetului, care ar trebui să fie gata până la începutul anului. Oh.
Și acum hai să trecem la subiectul numărul 2. Ăla greu. Ăla greu, să zic așa, am lăsat 10 minute. Domnule, facem o analiză comparativă între vizele lui Klaus, pe peste tot, pe peste tot se duce. A fost acum pentru 3 minute, a plecat 4 zile cu avionul privat de lux, a vorbit 3 minute cu coana, doamna, s-a întors la Sibiu, avionul a venit să-l ia și pe el. Păi n-a mai avea și el loc în avion cu doamna de la atâta shopping. Da, în fine. Și vizita lui Ciolacu. Dă-mi voie să spun un lucru, dincolo de... Dom'le, ce m-a surprins pe mine? Transparența. Mă întâlnesc cu X, cu Y, cu Z, cu K, cu trei miniștri foarte importanți de acolo, secretari, cum se numesc la americani, cu secretarul general ONU, cu președintele adunării parlamentare a ONU-ului. Bun, perfect, s-a întâlnit, bine, au făcut pozitivă, văzut, pupat Piața Independenței. Vorba... Este totuși un lucru bun că avem transparență după ce, asta e marele câștig. După ce domnul Iohannis și-a secretizat toate vizitele, nu știm nici agenda, nu știm nici ce face, știm doar când pleacă și când vine și că pleacă și se întoarce cu avioane de lux. Știm că și-a soția cu el și cam atât. La asta s-a redus politica externă a României în ultimii... 5 ani? Nu, cam 3 ani, din al doilea mandat. Da, din al doilea mandat. Până ieși la niciun interviu până acum. Nu, în al doilea mandat nu cred că a dat, nu a acordat niciun interviu în al doilea mandat, doar în primul mandat și-a răsplătit locotenenții din campanie, adică pe domnul Rareș Bogdan, pe care l-a trimis în Parlamentul European, și pe doamna Pușcalău, pe care a numit-o purtător de cuvânt, mă rog, ulterior a și demis-o între timp, dar au fost singurele interviuri pe care le-a acordat domnul Iohannis. Acum este bine că totuși Ciolacu este, dacă o excludem pe doamna Dăncilă, care și a făcut o vizită oficială în Statele Unite în 2019, dar a avut o reprezentare, s-a întâlnit doar cu secretarul pe energie și atât. Asta a fost singurul punct pe agenda dânsei. Este cea mai importantă vizită de la cea efectuată de Victor Ponta în octombrie 2013. Cumva sunt trase la indigo cele două vizite, cumva au agende aproape similare, adică domnul Ponta a fost primit și de domnul Biden, dar la fel s-a întâlnit cu companii, s-a întâlnit atunci cu Motorola, cu Exxon, Maybell, cu Chevronul, IBM-ul, da. Domnul Ponta, acum domnul Ciolacu cu Lockheed Martin și cu Google, da. E bine că a mers cu miniștri, e bine că a mers cu presă, e bine că am avut informații principal despre ce s-a întâmplat acolo. Știi ce i-a lipsit? Scuze-mă, apropo că ai adus ora de presă. Am căutat în media americană, nici o referire. Da, aici... Bă, nu putea, la acest bani de în presa românească, nu putea să smulgă acolo un 50.000 de dolari să bage. Hai, bă, dați-vă și voi un articol. Asta arată vulnerabilitatea domnului Ciolacu pe partea de comunicare, pentru că probabil că am văzut că are un purtător de cuvânt, nu știu cât de bun este domnul. Dar are translator de engleză pe care zice că o știe. Acum, nu este nici primul, nici ultimul care nu vorbește engleza la perfecție. Bine, o vorbește domnul Iohannis, dar nu-i folosește, nu ne-a folosit la nimic. Oricum, mai bine era cu The Ducks Comes from the Tracks cu avioane de lux, dar știm limba engleză la perfecție. Deci, nu m-aș lega neapărat de acest detaliu. Este important, dar nu atât. Am înțeles că face cursuri de engleză și de retorică. Este foarte bine. E bine că se pregătește și e bine că muncește pentru asta. Da. Dar hai să spunem, a fost zis, frumos totul, părea ok, aranja să meargă, și vine un papagal care se credea vulturi, ca așa îi spun. Dom'le, asta e adevărul. Așa? Andrei Moraru, ambasadorul României în Statele Unite, ambasadorul lui Iohannis în Statele Unite, și dă cu băta în baltă. Că de ce nu sunt și eu la întâlnirile politice?
Da, e posibil acum, speculez, nu știu, dar e posibil ca și domnul Muraru să fie avut vreun rol negativ în faptul că premierul Ciolacu nu a acordat niciun interviu. Practic, ambasada și ambasada României trebuia să se ocupe de acest lucru acolo la Washington. Într-adevăr, frații Muraru, pentru că trebuie să spunem, domnul Andrei Muraru are un frate geamăn pe domnul Alexandru Muraru, care plagiază foarte mult. Mai ales articole din presă. Mai ales articole din presă. Și după aceea este citat de alte... De alte publicații, da. Da, tu ai fost cea plagiată, hai să spunem. Da, exact, eu am fost cea plagiată. Și doi frați, într-adevăr, cred că au ars foarte repede etapele. Sunt recunoscut ca doi parveniți. Cred că au primit mai mult decât merită și decât erau competențele da. Lor. Este clar că domnul Andrei Muraru nu așa procedează un diplomat, nu așa. El s-a șucărit practic pentru că fosta lui șefă și de la fosta lui șefă din cabinetul prezidențial și șefa pe linie de minister a fost cea care a organizat, sprijinită de PSD-uri au niște lobbyști în Statele Unite, câțiva oameni care au afinități și care lucrează pentru ei. Și mi-a adus aminte, vizita lui Ponta, vizita lui Dragnea, vizita lui Dăncilă. Bine, Dragnea s-a dus să-și vrească o cafea cu Trump. Și nu i-a folosit la nimic, la fel. Da, nu i-au folosit la nimic. În fine. Eram să zic ceva, am o părere, dar, dragi prieteni, nu sunt de acord cu ea. Așa. Până la urmă, el s-a simțit nebăgat în seamă. Fără doar și poate și au fost niște frustrări, niște reflări, altă lume. Da, dar nu ca diplomat, mai ales ca diplomat, nu ți exprimi frustrările în public. Puteau să-și facă aceste reproșuri între patru ochi, în culise, departe de ochii presei. Dar este clar că domnul Muraru nu este pregătit pentru acest post. Ca mulți alții de altfel. Să vedem acum cum va răspunde domnul Iohannis la această provocare pe care domnul Ciolacu a lansat-o, care a spus că ar trebui rechemat în țară de la post. De altfel, cumva domnul Ciolacu în acest context și continuă războiul pe care l-a început deja cu liberalii, prima dată domnul Rareș Bogdan, acum Andrei Muraru. Este... Rareș Bogdan, mai să fim serios, e trompeta lui Klaus. Da, deci sunt atacuri directe ale lui Marcel Ciolacu la oamenii președintelui. Asta îmi amintește de celebrele dispute între Băsescu și Tăriceanu, care la fel în 2004 până în 2008 la fel se faultau prin interpuși și faultau oamenii, miniștrii, consilierii prezidențiali. Deci cumva mi-aduce aminte de vremurile bune, ca să le zic așa între ghilimele, când exista viață politică, chiar dacă era mai agitat, era așa, pe față, era viață politică. Băsescu mai ieșea la o cafea, la patru cubulețe de gheață. Da? Nu blatul acesta pe care îl vedem de câțiva ani de zile, care nu cred că folosește nimănui și niciun caz democrației din România. Uf. Chiar a fost ciudată numirea lui și mai sunt alte numiri ciudate pe Ministerul de Externe ca ambasador. Bun, domnul Iohannis și-a plasat toți oamenii în diverse posturi călduțe. Probabil va veni, că va încerca sigur să-i plaseze și pe ceilalți, să-i răsplătească și pe domnul Pahonțu și pe alți consilieri prezidențiali. Să-i domnul Pahonțu, acum îl cunosc eu. Eu cred că îl va trimite ambasador prin vreo țară această călduță, dar mă rog, e doar o părere personală, dar cred că își va încerca spre finalul mandatului să-și mai placeze câțiva oameni, fie pe listele de europarlamentare, fie prin ceva posturi de ambasadori. Știi, mă gândesc la o idee, că ai pomenit de ieșirea la rampa lui Berceanu, care m-a surprins. Până acum era, cum spun, very low profile, adică dintr-o dată a ieșit el la rampă, el o voce puternică, un bun organizator, un puternic om al PDL-ului, vechiului PDL. PD, ca să fie mai explicit, da. Da, apoi mă aștept ca în curând să mai iasă la rampă europarlamentarii vechi, ai PD, PDL, aripa... Da, eu cred că ceva acolo, PD-ul, în vechiul nucleu cu Blaga, Avideanu, Berceanu, Hava, Falcă, Boc... Da.
toți aceștia fluturi, cred că e mai degrabă din aripa cealaltă, el oricum e vechi liberal, el a venit în PDL pe filiera Stolojan din vechiul PNL. Cred că încearcă o reorganizare așa în perspectiva lui 2024, cât să-și mai păstreze putere în partid, să-și mai păstreze puterea în partid, să mai prindă din nou niște posturi, dacă nu neapărat pentru ei, poate că unii vor mai ieși la pensie pentru apropiați de ei lor. Deci cred că este o reorganizare a vechiului PD în perspectiva vechiului PD din PNL în perspectiva anului electoral 2024. Cred că după europarlamentare, dacă nu obține peste 20%, PNL-ul va avea un cutremur. PSD-ul cred că își propune un 35%, dar vor fi foarte multe schimbări după europarlamentare. Da, probabil că scena politică se va reseta foarte, foarte mult după europarlamentare, când cred că vor avea un șoc, pentru că AURU va avea un scor din două cifre, care va începe cu 2. Cel puțin cu 2. Cel puțin cu 2, da, da, da. Atunci vor avea un șoc imens. Așa, până atunci vom trăi și vedea. Ne mai vedem în cursul acestui an. Sigur că da. Vom face o retrospectivă generală a vieții politice. Trecem o revistă toate evenimentele politice care au marcat anul ce stă să se încheie. Și până atunci, mulțumesc, Raluca. Mulțumesc și eu. Și, dragi români, nu mai fie Crăciunul. Întotdeauna. Fiți buni.